În viața mea am cunoscut multe, am văzut multe, am trăit multe și așa mai departe. Eu n-am să mai fac, o expunere a activității mele, asta mai e cunoscută, ne ia și mult timp. Ce aș propune eu pe viitor? Că asta înseamnă ceea ce putem noi să facem din ceea ce trebuie să facem în momentul de față. Neamul românesc să găsească, la găsește la o mare răscruce a istoriei și se pune problema de mâine a viitorului lui. În ultimul timp a apărut o mulțime de cărți foarte interesante și bine că au apărut și regimul actual a dat toată libertatea și voi cita numai câteva care cred că ar trebui să fie citite de mulți ca să vadă cine conduce lumea, de fapt? Să cunoască aceste lucruri de aproape. Și aceste cărți, una se numește Organizațiile Secrete și Puterea Lor în Lume, în secolul al XX-lea. De ce spun că aceștia sunt o importanță capitală? Pentru că omul luat în totalitatea făpturii lui se compune din trei elemente. Două invizibile, care este spiritul și sufletul, și al treilea vizibil, care este trupul. Trupul nu este altceva decât organul de recepție, de exprimare și de execuție a impulsurilor pe care le privește de la cele două invizibile. De ce medicii, de ce profesorii nu frecventează biserica și să nu se supere nimeni, chiar autoritățile de vârf? Eu n-am văzut în biserică militar intrând. De ce acest lucru? Spun acest lucru și o motiv pentru cele trei elemente care trebuie să se înstrânsă legătură. Pentru că numai într-o strânsă legătură, toți, cu cerul pe rugăciune și înfrățirea, noi trebuie să facem mult, nu? E datoria noastră, intelectualilor. Pentru că marea nenorocire care a fost înainte, poate înainte și al doilea război mondial, cei bocași și deștepți să caruseseră de cei săraci și nepricepuți. Și atunci această lipsă de colaborare a intelectualilor și aceste două categorii ceilalți din ăștia a dus la această mare discrepanță care s-a terminat, cum știm, după al doilea război cu regimul comunist care a venit la noi în țară. De ce să opulim lucrurile acestea? Preoții au vorbit foarte mult, dar de punct de vedere social n-am făcut nimic. Eu ca medic îmi dau seama că boala și microbii intră într-un organism bolnav. Și sub raportul acesta, de ce să nu spunem? Organismul nostru era bolnav, deși e fusese sezizat. Dar mi-a drept să spun, cei care mi-a adus cea mai mare folos în viața mea au fost cei care m-au criticat. Dar cei care m-au criticat în mod corect. Pentru că mi-a dat posibilitatea mie ca să-mi pot să-mi estompesc și să fac să dispară aceste lipsuri pe care le aveam. Dacă nu era ei, nu puteam să fac acest lucru. După cum bolnavul lor am mulțumit întotdeauna, fiindcă, de ce să nu spun, eu m-am perfecționat în chirurgie cu acest material care a fost bolnavul. Și medicul după mine care cată să beneficie de forma nevoii, nepricepei și suferinței bolnavilor nu merită să trăiască într-o societate. În momentul de față, ei sunt cei mai chemați, aceste trei categorii de care am vorbit, preotul, medicul și profesorul, ca să vină în ajutor cei lipsiți pe așa de lumina minții și punga lor și-a goară, plină de sărăcie, așa și de boală.